Vreau să intrăm într-un alt registru care ține de drepturi, libertăți și de ceea ce se întâmplă acum cu pandemia. O să vedem imagini care au avut loc proteste în weekend, în Franța, în Italia. În Franța, mai multe localități, în Italia, la Torino, la Roma, sunt aceste imagini. De ce au avut loc protestele, însă e mult mai important decât imaginile pe care le vedeți. Astea sunt protestele din Franța. În Franța au protestat oamenii pentru că sunt obligați acum să prezinte certificat din acesta verde de tip COVID și dacă mergi cu trenul, cu autocarul, mă rog, permis sanitar. Restaurant, bar, tren, autocar, permis sanitar. Șeful domnului Barna, șeful domnului Cioloș din Franța, domnul Macron, a introdus aceste restricții absolut aberante în Franța și doresc apoi să le introducă nu doar sunt 21 de țări din Uniunea Europeană care au mers pe mâna acestui tip de certificat pentru COVID-19, 21 de țări, circa 300 de milioane de oameni deja. Dumneavoastră sunteți pentru sau contra acestui certificat? Suntem categoric împotriva certificatului verde și împotriva oricărei forme de restricție a libertății de circulație în interiorul Uniunii Europene și împotriva oricărei forme de discriminare. Ce vedem acum este poporul din întreaga Europa care se trezește. Au fost proteste mari împotriva lui Macron, au fost proteste... Macron tot acolo e, să știți, adică nu l-a afectat deloc. O să-l afecteze. Cu siguranță o să-l afecteze pentru că avem alegeri prezidențiale în Franța. În Italia, colegii noștri de la Fratelli d'Italia, partenerii pe linie conservatoare din Europa, au organizat proteste în Parlamentul din Italia și au avut loc demonstrații mari în marea majoritate a orașelor din Italia. La fel se va întâmpla și în România dacă domnul Barna insistă cu vaccinarea asta obligatorie. Se deschid școlile. O să încerce să forțeze elevii și apoi studenții, când se deschid universitățile, să fie vaccinați și cadrele didactice. Tot insistă cu vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale. Colegii noștri din Aur Cluj au făcut un protest în fața Universității Babeș-Bolyai astăzi, pentru că nu vor fi primiți la cursuri studenții din Cluj, de la istorie. Nevaccinați, poate. Nevaccinați, da. Vor fi ținuți cu școala online. Iar începem cu școala online. Test negativ? Test negativ plătit din buzunarul lor. Asta înseamnă că odată la 3 zile trebuie să dai 200-300 de lei. Asta înseamnă o formă clară de discriminare și am fost tot timpul asigurați că nu se vor face astfel de discriminări. Pe lângă discriminări se fac și multe nedreptăți. Mulți au trecut prin boală. Acum un an, acum jumate de an, au anticorpii necesari și au protecția necesară, o protecție mult mai de durată și mult mai sigură decât aceste seruri experimentale. Noi de la început am fost împotriva măsurilor de restricție și împotriva acestor... Ați fost împotriva lor ca poziție politică a partidului, dar asta nu înseamnă că ele nu au loc, măsurile astea. Întrebarea... În România, în momentul ăsta, din cauza fricii pe care autoritățile o au, măsurile nu au fost atât de dure în ultimul an. Pentru că au văzut că românii, inclusiv pe temă de restricții, au pus ștampila pe aur. Și cu siguranță vom fi suficient de vocali încât aceste măsuri și pașaportul verde să nu se introducă în țara noastră. O să ne luptăm și dacă e nevoie ne legăm de lanțuri în Parlament, cu lanțuri în Parlamentul României pentru a opri discriminarea pe bază de vaccinare. Bun, mulți o să spună că, de fapt, practic, intrați pe chestia aia cu zădărnicirea combaterei bolilor. Așa o să vi se spună. De ce? Pentru că, practic, împiedicați o măsură care ar putea opri pandemia să se aplice. Cum ar putea împiedica? Eu acum încerc să văd cam care ar putea să fie argumentele celor care nu sunt de acord cu ce spune. Păi vă spun eu, o persoană vaccinată răspândește la fel de mult virusul ca o persoană nevaccinată. Așa că nu este normal să se facă diferențe și să se facă un upper hide medical. De fapt, la nivel global, pentru că am vorbit și de Italia și de Franța și de alte țări, se încearcă cumva separarea cetățenilor în cetățeni buni și răi. Se încearcă pe baza unor noțiuni nobile, precum sănătatea, siguranța,
să ni se dea calificative. Tu ești bun că te-ai vaccinat, tu nu ești bun că nu te-ai vaccinat. Și vom ajunge poate la felul de a primi punctaje ca în China. O societate foarte bine controlată pe baza felului în care respecti regulile impuse de guvern. Noi în România, cel puțin, avem o experiență care ne face să fim sceptici la ceea ce guvernul ne ordonă. Și ne gândim de două ori dacă guvernul acționează spre bine.